vreodată la dumneavoastră. Oamenii sunt frustrați, domnule deputat. Oamenii sunt frustrați. Trebuie să înțelegeți și pe oameni că sunt frustrați. Dumneavoastră sunteți vinovat pentru ce s-a întâmplat în țara asta. Pentru ce s-a întâmplat în țara asta în ultimii 33 de ani. Declarația mea de presă, nu a dumneavoastră. Da, da, aș fi vrut să vă transmit să nu mințiți. Să nu mințiți. Aveați parlamentari acolo care au asmuțit oamenii. Care au determinat oamenii să mă mințiți, jure, să domnul mă Orban, mințiți, pe mințiți, să filmat, nu este, domnul Orban, mințiți, oamenii sunt, dar nu, tănasă, oamenii sunt frustrați, oamenii sunt frustrați, sunteți în politică de 33 de ani, nu se leagă nimic de numele dumneavoastră în politică, deci oamenii trebuie să înțelegeți că sunt frustrați oamenii. O regulă de bun simț spune în următoarea. O regulă dacă de bun simț, te duci, dacă o regulă de bun simț spune să nu veniți atât de aproape de mine. Tănase, nu intrați regulă, în spațiul meu. O regulă de bun simț este să nu mă deranjați pe mine. O regulă de bun simț este să nu mințiți, domnul Orban. Nu mințiți. Nu ați fost agresat. Oamenii sunt frustrați. Sunteți în politică de 33 de ani. Și nu se leagă nimic de numele dumneavoastră. Lipsa de educație, lipsa de civilizație, lipsa de respect față de democrație a celor care reprezintă aurul și a celor care au fost, de fapt, incitatorii acestor tipuri de manifestații, care degenerează în violențe, în agresiuni și care nu au nicio. Nu există niciun fel de agresiune, domnul Orban. Sunt doar minciuni pe care le proferați în spațiul public. De vedere. Eu văd că sunteți întreg, n-aveți nimic. Există filmări, există lucruri clare, există jandarmi. Există lucruri clare, există dovada faptului că sunteți în politică de 33 de ani, sunteți în politică. Lăsați-i pe cei de la ori, povestiți dumneavoastră ce ați făcut în politică, domnul Orban.